creșterea semnificativă a gradelor din termometre a determinat compania care salubrizează Aradul să treacă la udarea suprafeței carosabile de pe arterele principale ale orașului. Acum, în perioada caniculară, societatea noastră acționează pe străzile municipiului Arad cu 4 autospeciale de stropit carosabilul, iar cursele care se efectuează zilnic sunt între 7 și 9 curse de apă de capacitate de 9.000 de litri la fiecare cisternă. Asta însemnând până în 250 de metri cubi de apă deversați pe carosabil pentru îmbunătățirea cât se poate a străzii, a calității aerului și a răcoririi carosabilului. Pentru șoferi, întâlnirea cu mașinile de asemenea dimensiuni reprezintă o provocare deloc plăcută. În situația de față, însă, șoferii de pe utilajele de salubrizare devin brusc personaje pozitive. Se bucură și noi ne bucurăm că putem să-i ajutăm cu câtă apă putem duce noi. Acum facem 6-7 curse la zi, 8 curse la zi, cât putem să-i ajutăm. Deci, ca să nu fie caltare, dar să uscă după noi, asta este. Dar nu doar șoferii au parte de câte un duș răcoritor. Pe lângă asfaltul stropit, bineînțeles că nu este imposibil ca printre cei afectați de trecerea mașinii care udă să fie și pieton de cele mai multe ori, însă aceștia nu se supără pentru că din cauza temperaturii extrem de mari care este afară, un mic duș nu este nicio problemă, mai ales că se usucă foarte repede apa. Intervenția mașinilor de salubrizare pentru udarea carosabilului are loc în intervalul orar 9-21, în fiecare zi când se înregistrează temperaturi mai mari de 25 de grade.